putem deschide două registre. Avem hotărâri de Consiliul Județean care încredințează acea clădire cu destinație clară. Deci nu cred că e ceva de negociat. Dacă mi s-a părut vreodată, vreun moment că e ceva de negociat, nu este. Este o hotărâre a Consiliului Județean care trebuie pusă în aplicare. În ceea ce privește chestiunile muzeografice, muzeotehnice, aș fi naiv să nu-mi doresc acest lucru. Vă atrag atenția că ar fi primul muzeu de acest fel din România. Aș fi naiv ca să nu-mi doresc la Brăila să avem așa ceva. Eu vorbesc la Brăila de un muzeu al navigației, de un muzeu militar, de orice. Ăsta ar fi inedit. Pentru noi, de fapt, provocarea adevărată este să punem în valoare ideea de umor și să reușim să oferim o expoziție și activități. Pentru că nu înseamnă muzeul umorului, nu înseamnă numai ceea ce s-a crezut până acum, numai caricaturi. Înseamnă o suită de activități, de la epigrame, nu știu, la stand-up și alte lucruri. Înseamnă întâlnirea caricaturiștilor. Înseamnă mult mai mult decât o expoziție. Fostul manager declara că, din punctul lui de vedere, nu se întrunesc condițiile legale și tehnice, ca să le spun așa, pentru înființarea acestui muzeu, că nu sunt suficient exponate, că sunt copii și nu sunt originale, bla bla bla. Eu aș prefera să vorbim de prezent și viitor. Păi nu, vreau să știu dacă din punctul dânsului de vedere, de-am întrebat dacă din ce s-a documentat până acum, există suficiente exponate sau nu? Deci legal sunt întrunite condițiile care, ca să se înființeze un asemenea muzeu? În momentul de față nu avem patrimoniu. Muzeul Brăila Carol I nu are patrimoniu pentru a înființa acest. Dar avem o serie de activități pe care le vom face în perioada imediat următoare pentru a dobândi acest patrimoniu. Decât să stăm și să discutăm despre a prelua ceva din trecut și să vedem care sunt originale, care sunt false, care sunt, care nu sunt și să facem o întreagă anchetă, mai bine ne concentrăm pe ceea ce putem face. Un exemplu banal. Ce ar fi să avem, nu știu, un concurs de caricatură cu o tematică foarte clară. Monumentele sau, dacă vreți, figuri de personalități politice. În urma unei asemenea conclav, mi-ar rămâne un număr de exponate. Deci, împreună cu exponatele pe care le vom aduce împreună cu colaboratorii noștri, cu Costel Pătrășcan, cu ceilalți colaboratori al domnului Pătrășcan, și începem să creștem această secție a Muzeului Umorului, care va fi secția Muzeului Carol I.